A venit și timpul, băieți, a venit și timpul, a venit Matahala. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod din opening pe Brawl Stars, băieți. Suntem pe contul lui Aris și ne-a pregătit aici un opening destul de mare. Avem 169 de Brawl Box-uri, băieți. 169, ați auzit? Bine, 169, înțeleg, băieți. Deci... fiți pregătiți că o să ne pice multe chestii. Nu uitați să lăsați și un like pentru acest episod minunat de Brawl Stars. Să strângem acolo peste 5.000 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Avem aici multe de colectat. L-avem și pe Tic, mai avem un Mega Box, mai avem pe aici Brawl Box-uri, dar 169 de Brawl Box-uri. Bă, nu știu dacă e cea mai bună idee, dar niciodată n-am făcut chestia asta. Hai să deschidem prima dată big box-urile. Întâi ne uităm ce brawler are și ce brawler nu are. Vedem că nu are miticele, l-are pe Spike, nu are Bibi și Frank și pe Tic, desigur, pe care o să-l luăm astăzi. Și vreau să mă uit la șansa lui. Ar trebui să... Wow! Are două oferte? Pe bune? A, și cred că a luat oferta aia pe Spike? Sau nu știu, abar n-am. Mă rog. A, n-are oferte, n-a luat oferta pe Spike și uite că e și skin-ul lui pe Spike aici. Bun, voiam să mă uit ce șansă are. Are o șansă bună, 0.10. E o șansă bună, nu e rea, dar vreau să încep eu. N-am început niciodată, mă, cu big box-urile, frate. Poate am noroc. Odată și odată cu big box-urile. Token doubler, foarte, foarte bun. O să deschidem doar pe contul lui acest episod. De obicei știți că fac două, dar este destul de mare. Sunt în jur de 200 de chesturi, aproape 200 de chesturi. Dar totuși avem mega box-ul ăla care compensează într-un fel. Mă, big box-urile. Mă arătăm și mie ce poți. 6 gemuri, doar atâta poți. Deci doar 6 gemuri poți. Te credeam mai bun, big box. Te credeam mai bun. Nita, Spike, El Primo și 3. Uite, mă, că nici 6 gemuri nu mai dau acum. Nu mai vreau. 101. Bă, de unde a venit, mă, asta? 101 coins, așa. Bun. Și terminăm cu big box-urile. Din păcate, nada. În afară de 101 coins și 6 gemuri, nimica. O să ne punem acum să deschidem și știți că de obicei facem chestia aia cu vorbitul rapid, să zicem. Sunt curios în cât timp terminăm chestia asta, sunt foarte curios, este și 38 ceasul la mine. Sunt curios în câte minute terminăm de deschis 169 de boxuri care trebuie să ne aducă ceva. Trebuie. Adică totuși are lipsă destul de mulți brawleri, dacă ați văzut chiar are mulți brawleri în lipsă. Și totuși ar fi frumos o epică, ar fi frumos o mitică. Dar știți ce prieteni sunt în ultima vreme cu dropurile de la boxuri? Nu prea ne mai înțelegem. Cred că divorțăm, băieți. Cred că divorțez. Wow, 12 gemuri. Bine, mă, tu, bine tu. Hai că poate ne mai înțelegem așa. Cât de cât Jesse, Penny, petițele Powerpuff, Barley, Poco. Parcă începe așa brosar să zic, îmi pare rău, băi. Bă, sinere, mă, chiar îmi pare rău. Acum, încet îl iert dacă îmi dă și mie ceva bun așa. Nu, tichet, ce să fac eu cu tichetul? Mă rog, totuși, tichetul e bun, da? Mă rog, hai să vedem, 70 de coins. Chiar ar fi nașpa să-l dezamăgim așa pe Aris. Chiar nu vreau să-l dezamăgesc pe Aris. I-am luat doubler să se joace acolo și interesant care și un star power pe Pam. Asta este foarte, foarte interesant. 3 gemuri. Nu știu câte gemuri o să-i fac. Dynamite. Nu cred că are Pam 2 star power, nu? Dacă nu mă înșel. Are doar unul? Da, are doar unul și ăsta e destul de OP. OP, mama hug. Îmi place star power-ul ăsta pe Pam, îți da așa heal în continuu, mai ales la, nu știu, boss fights, e destul de OP. Și la big game, dacă stai să te gândești, adică peste tot e OP, frate. Mă rog, mai puțin la solo show, că acolo n-ai cui să-i dai heal, ești nebun, cui îi dai tu heal? Da, poate la duo, dar la solo showdown n-ai cui să-i dai heal. 3 tichete, parcă, încă 3 tichete, parcă mă înțeleg eu așa cu Brawl Stars, încep să ne împăcăm așa, știți? Și ce vreau să zic? A venit și timpul, băieți, a venit și timpul, a venit Matahala, a venit și timpul, a venit și Matahala. Vine Frank în colecția lui Franculeanu, a venit și timpul, frumos. Unde este Franculeanu, frumos, cum te zic cu el, Muno? Unde, mă, Franculeanu? Sperăm că nu ne oprim aici, că totuși mai avem 120 de boxuri. N-ar fi frumos să ne oprim aici. Da, Brawl Stars, n-ar fi frumos. Mai avem fix fix 100, băieți. Deci s-au dus 69 de boxuri. În 69 de boxuri am găsit câteva chestioare pe acolo. Am găsit și un Frank ascuns pe undeva. Dar am mai zis eu ceva, că nu vreau să se oprească acolo. Să sperăm că nu se oprește acolo. Deja mi-am morțit mâna. Știu că mai vorbisem eu de chestia asta, că mi-am morțește mâna când dau foarte repede să deschid chesturile. Și băieți mi-au zis să-mi iau autoclicker, că e mai ușor, băieți. Nu mai e aceeași satisfacție. Păi ce, eu iau brawlerul sau autoclickerul? Normal că eu iau brawlerul și plus de asta mi-e lene să instalez autoclicker. Ce mai stau de autoclicker? Ce mi-e să stau așa? Poate deschid mai greu. Acum ce să facem? Bine, ne pică și puncte pe Spike. Cred că poate să-i dea upgrade. Da, hai să dăm un upgrade lui Spike. Cred că poate să-i dea și lui Franculeanu. Acum nu știu pe cine vrea puncte, pe Frank sau pe Spike. Probabil că pe Frank. Hai să luăm pe Frank. Luăm pe Frank, poate mai pică ceva, dar totuși o să aibă nevoie și de Frank. Luăm și bănuții aceștia, luăm și Ticuleanu. Vine și Ticuleanu, frumos, mamă, arată foarte ciudat când vine așa învârtindu-se. Bun, mai luăm punctuleanu pentru Ticuleanu. Nu știu de ce vorbesc așa. Luăm și coins, luăm și big box-ul. Mai alternăm, că de obicei eu merg Brawl Box, big box și pe aia sus. Du-te mă de aici, că le mai alternăm, frate. Ce atâta. Și asta să-i luăm pe Spike, să-l facă de 6. Încet, încet să-l facă de 6. Deschidem big box-ul. Am să deschidem big box-ul. Deschidem big box-ul, ne pică puncte pe Tic, pe Deryl, Roza, Jesse, Penny și... What? 16 gemuri, n-am primit până acum atâtea. Cred că e record, băieți. 16 gemuri. Bine, mă, Supercell. Așa mai vii de acasă. 16 gemuri. Ah, parcă da, parcă da. Bun, pe cine mai punem? Chiar nu știu. Tot pe Spike. Hai să punem tot pe Spike. Poate n-au fost cea mai bună alegere, dar până la urmă o să ajung să le maxez pe toate. 3 gemuri. Și am terminat și cu trofii rău. Hai să-l vedem aici și pe Ticuleanu, la upgradăm frumos, nice. La upgradăm și pe domnul Franculeanu. Îi dăm aici, băieți, în continuare. Mai avem încă 9 Brawl Box-uri pe care o să le deschidem cu atenție. O să le deschidem cu atenție pentru că nu știm ce ne pică. Nu știm ce ne pică din aceste Brawl Box-uri. Presimt așa un număr norocos. Numărul 7, mi-a luat vreo 11 minute să le deschid, 11-12 minute să deschid 169 de boxuri. Mi-am irosit timpul să deschid, și-a irosit și el timpul, săracul, să strângă. Artis a strâns atâtea chesturi și bă, nu mai un brawler, mă. Bă, nu mai un brawler, 70 de coin. Nu mai un brawler, mă. Bă, ce bulangii sunt ăștia, mă, ce bulangii sunt ăștia de la Supercell. Da, n-ar da, mă, mai mult n-ar da. Roza, Jesse. Mai avem încă 5. Mai avem încă 5 cold cu Nita. Încă 3, băieți. Cum ar fi să-ți dea din ultima? Ești tu așa demoralizat. Na, ce, bă, nu mai pică nimic și să-ți dea așa din ultima. Clar nu o să-mi pice. Ia, nu. Clar nu mi-a picat nimic. Puncte pe Tic măcar și pe Frank. Am făcut acolo rost de puncte pe Frank și pe Tic. O să iau gradăm puțin, nu foarte mult, că după aia nu vreau să rămână săracul fără bani. Unde este Tic? Îi băgăm aici și un upgrade lui Tic. L-a făcut și de power mare. Bun, fraților, cam asta ar fi cu acest episod. Sper că a plăcut. Un like acolo pentru opening-ul acesta. Dacă vreți să-mi lăsați un opening, lăsați-mă în descriere. Pe Instagram, sinner.ro, găsiți acolo Instagram-ul în descriere. Lăsați-mi o poză, eventual, sau pe Discord. Răspund mai ușor pe Discord, sincer să fiu. Găsiți acolo și serverul de Discord în descriere. Lăsați-mi o poză cu chesturile pe care le aveți. Și totuși, gândiți-vă că nu deschid puține boxuri, adică sub 100 mai greu să deschid. Bun, fraților, eu am fost Sinner și ne revedem data viitoare. Pa, pa!